Sala polivalentă din Alexandria a fost weekendul acesta gazda unui concurs național de dans sportiv și anul acesta competiția de la Alexandria, organizată în colaborare cu Federația Română de Dans Sportiv, s-a bucurat și de participarea unor arbitri de renume. Sute de sportivi au participat la Alexandria la o nouă ediție a concursului național de dans sportiv. Este un eveniment cu participare tot mai numeroasă în fiecare an. Ne aflăm la cea de-a treia zi a evenimentului, competiția de dans sportiv SIPA Dance, o competiție organizată de Școala de Dans SIBA în colaborare cu Primăria Municipiului Alexandria. În 2015 această idee s-a născut de la ideea de a duce dansul sportiv în Alexandria. Primăria a primit cu brațele deschise acest eveniment și de iacătă de 9 ani de zile această competiție se desfășoară în condiții bune, ajungând la două evenimente pe an. La această competiție participă dansatori din 3-4 țări, sute de copii dansatori vin aici, își arată maestria, își arată talentul în dans. Deja ne aflăm la cea de la a treia zi a competiției. Competiția a început vineri cu balet, a continuat ieri cu dansul sportiv pe grupe și folcloric și astăzi ne aflăm la cea de-a treia zi când profesioniștii dansului sportiv au venit la Alexandria să-și arate talentul. În competiție vin jurați din toate colțurile țării și din afară, din Moldova, din Italia, din Franța, din Bulgaria, ca să aprecieze copiii dansatori din Alexandria. Concursul de la Alexandria este organizat în colaborare cu Federația Română de Dans Sportiv, iar participarea la astfel de evenimente înseamnă pentru sportivi ore întregi de pregătire.